Ca să nu piardă un meșteșug cunoscut și la noi, încă de pe vremea dacilor, practicanții lui încearcă să se adapteze modernității și vremurilor pe care le trăim. Olăritul este o îndeletnicire tot mai rară, dar puținii români care mai sunt preocupați de păstrarea tradițiilor au început să modeleze oale de lut pentru fiertul sarmalelor sau tăv folosite în cuptorul aragazului. Mai fac mici pocale de lut pentru băuturi tradiționale, iar mai nou și-au spus să profite și de criza energetică. Așa că au început să confecționeze mici șeminee care pot fi o sursă de căldură și chiar lumină în încăperile mici, folosind lumânarea. Și ca totul să fie în ton cu vremurile, au început să-și promoveze și să vândă produsele pe internet. Aici e atelierul, aici e comoara, numai că unii o țin îngropată, altele, eu am altele aici îngropată. Îl mestecăm un pic și facem niște bulgărași pentru domn de la oraș. Faceți cunoștință cu Marcel Tănasie, cel mai cunoscut olar din Mehedinți. Meșterul este din Noapteșa, satul unde în trecut erau zeci de olari. Mai sunt și astăzi vreo 20 de săteni care știu să modeleze lutul, dar puțini iubesc meșteșugul așa cum o face Marcel și foarte puțin mai lucrează. Asta și pentru că vremurile s-au schimbat și cei care mai folosesc obiecte din lut sunt tot mai rari. Este motivul pentru care meșterii au căutat soluții să se adapteze ca să ofere cumpărătorilor produse noi în ton cu tehnologia și pe care meșterul le vinde uneori folosind chiar pagina de Facebook. Am o pagină, e un Facebook al meu, e o promovare oarecum meșterolar, mă pot găsi. Și de acolo se mai leagă câte ceva, dar foarte puțin. Ați schimbat cu un pic și obiectele pe care le faceți? Adică încercați să vă adaptați pieții? Da, am schimbat. Am venit cu diferite modele. Ne-am adaptat. Am venit cu crătițele acelea pentru aragaz și cuptoarele electrice. Mai nou, vasele niște chestii de pus pui în ele și pe lângă zarzavaturi. Marcel Tănasie spune că momentele cele mai frumoase sunt când modelează lutul în atelierul său rustic. După ce au luat forma dorită și au fost ornamentate tot în culori obținute natural, vasele merg la uscat, apoi sunt puse în cuptor, unde sunt arse ca să se întărească. Dacă există un pic de umiditate în cuptor, formează aburul ăla, trece prin vase cum trece un laser. Toate vor fi crăpate, deși mai sunt pe aici, în orice meserie sunt riscurile ei, pierderile. Mai sunt vase sparte, vase, tot la fel. Dacă există un lemn, nu e uscat și are un pic de umiditate în el, formează tot la fel aburul și sparge vasele. Și ai pierdut toată munca, practic. Dar trebuie să fim foarte atenți, că poate să fie lemnul uscat, dar dacă a ajuns undeva lângă pământ, a tras umiditate. Iar mai nou, un prieten i-a dat lui Marcel o idee nouă. Omul i-a solicitat o sursă de căldură pentru rulota sa, iar meșterul a creat un mic șemineu, care în actuala criză de energie ar putea fi util și pentru încălzirea unor încăperi. Ne-am adaptat vremurile sau încercăm să ne adaptăm. Un mic șemineu. Deci e de pe vremuri de demult, dar numai că l-am mai îmbunătățit noi un pic așa, că tot timpul. Meșterii mai sunt și creaturi, mai creează câte ceva nou, punem asta aici, venim cu asta, după aceea aici venim cu cealaltă și se formează, valul de căldură vine de aici, se pe aici și coboară înapoi în jos. Și se încălzește și asta și rămâne un perete de temperatură între și între. Marcel Tănasie spune că pagina de pe rețeaua de socializare îl ajută să-și mai promoveze acțiunile, pentru că ajunge la evenimente organizate de muzee din România, cum ar fi la Bran sau la Sibiu. Meșterul spune însă că nu prea poate primi comenzi, din cauza că s-a întâmplat ca vasele comandate pe internet să ajungă sparte la destinatar din cauza manipulanților de la firmele de curierat.